Doamnelor, domnilor, bun venit în platoul emisiunii Fără Secrete. Sunt Silvia Ciobanu, gazda dumneavoastră. Am intrat în luna martie, marcăm trecerea de la iarnă la primăvara plină de viață. Cum se pregătește administrația publică locală din Târgoviște pentru un nou sezon, dar și ce alte activități sunt programate pentru această perioadă, aflăm de la domnul primar Cristian Stan. Vă mulțumesc pentru prezență! Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Înainte de a răspunde punctual întrebării dumneavoastră, îmi face plăcere să urez și eu doamnelor și domnișoarelor la mulți ani, pentru că suntem într-o perioadă așa dedicată femeilor, să fie sănătoase, să se bucure de cei dragi și vreau să le mulțumesc, pentru că până la urmă ne dau naștere, ne iubesc, ne educă, așa că e un... E un moment important în care pot să-mi exprim recunoștința pentru mamele noastre, pentru surorile noastre, pentru soțiile noastre, pentru fiicele noastre și mulțumesc că îmi dați această ocazie. Referitor la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, am văzut că a început deja. Sigur că venirea primăverii prilejuiește și reluarea în forță a tuturor activităților pe care le avem, în principal pe zona de reabilitare a infrastructurii. De asemenea, curățenia în oraș va reprezenta o prioritate în sensul că după sezonul rece, după zăpadă și așa mai departe, trebuie să intervenim, chiar dacă n-am avut așa multă zăpadă, din fericire, a spune eu, poate că am fi avut nevoie undeva de Crăciun, de sărbători și așa mai departe, dar în rest, pentru noi, cei din administrația locală, ninsoarea nu mai e de mult un moment de bucurie, pentru că trebuie să fie dezăpezire și așa mai departe. Și oamenii nu mai au răbdare și așa că pe undeva ne bucurăm că nu a nins foarte mult, dar în orice caz, repet, pe zona de curățenie, primăvara e anotimpul în care se insistă cel mai mult pe acest subiect, de asemenea investițiile. Și mă bucur că vremea ne-a permis să reluăm și asfaltările, să reluăm și intervențiile pe care le avem la unitățile de învățământ, la parcuri, la zonele verzi și mă bucur că putem să continuăm activitatea în același ritm, chiar dacă proiectele mari, să spunem, cu finanțare europeană s-au finalizat la sfârșitul anului 2023. Urmează o altă etapă pe care trebuie să o parcurgem, pregătim documentațiile și suntem, cum se spune, cu arma la picior, pentru că în momentul în care vor fi deschise linii de finanțare, să reușim din nou să fim lideri în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia pe accesarea de bani europeni. Ba mai mult decât atât, și spun asta de fiecare dată, pentru noi e o satisfacție profesională deosebită. Dincolo de importanța ca atare a situației, să avem atrase efectiv fonduri europene, că toate celelalte 6 municipii reșite de județ din regiune la un loc, reprezintă o performanță deosebită pentru orice fel de administrație. Și nu vorbim de orășele, vorbim de Ploiești, vorbim de Pitești, sigur, Alexandria, Giurgiu, Călăraș, Slobozia mai micuțe, dar totuși e o performanță deosebită. Și aceasta este și explicația pentru care reușim să schimbăm municipiul Târgoviște în fiecare zi. Schimbarea, să știți că se remarcă, mai ales pentru cei care n-au mai venit în Târgoviște de ceva timp. Întâlnesc oameni care îmi spun de fiecare dată, domne, s-au schimbat foarte mult, foarte mult lucruri în oraș. Îmi place să discut cu oamenii, îmi place să abordez subiecte de orice fel. Sigur că nu pot să mulțumesc pe toată lumea, este imposibil, însă atunci când te străduiești, până la urmă reușești să ajungi la un rezultat bun. Dar, repet, mai sunt multe lucruri de făcut, avem finanțările pe care vrem să le accesăm, dar am spus că e un moment de satisfacție profesională, am recunoscut, aș fi ipocrit să spun că nu
nu mă interesează și că nu-mi produce niciun fel de sentiment din ăsta de repede care cred că vine mai mult din, în urma feedback-ului primit din partea oamenilor. Și în urma feedback-ului primit, uitați, aveți acum cinematograful Independența. E o investiție. Mie toate investițiile îmi sunt dragi, că e foarte greu din momentul în care să obții finanțarea, să faci proiectul, te duci, proiect cu probleme, că nu s-a văzut ce e acolo, refăcut proiectul, blocaj, întârzieri, te duci la proiectant, hai să modificăm documentația, trebuie să-ți o aprobe de nou finanțatorul și așa mai departe. Deci o serie întreagă de evenimente de tipul ăsta care pun și care lucrurile nu se văd, se vede numai că nu înaintează lucrarea respectivă, dar în spatele acestei situații e o explicație. Bun, de spuneam, cinematograful Independența e una din investițiile la care mă gândesc cu multă satisfacție. În 2015, când am preluat atribuțiile de primar, în sala de cinema erau lilieci. Erau lilieci și făcuseră cuib sau eu știu cum, ce, era întuneric, nu mai exista, erau putrezite, era putrezită podeaua, erau putrezite scaunele, canapelele. Deci și era adăpost pentru oamenii străzi. Și adăpost pentru oamenii străzi. Ei bine, am reușit, accesând o finanțare prin Compania Națională de Investiții, de fapt obținând realizarea investiției prin CNI, adică am făcut proiect, am mers la CNI, am convins, țin minte că la momentul respectiv a fost așa o discuție destul de aprinsă, pentru că nu vreau să ne acorde finanțarea. A fost cam primul cinematograf din România care a fost reabilitat, luat de la regia autonomă, România fiind, nu mai știu cum se chema, reabilitat și pus la dispoziția oamenilor. Probabil că s-ar fi degradat dacă nu reușeam să facem lucrul acela. Probabil că ar fi fost în momentul de față chiar o ruină. Și atunci era o ruină, dar încă mai te încuia la pica piș pe acolo. Probabil că acum s-ar fi prăbușit cu totul. Și mă bucur că am reușit să redăm municipiul Târgoviști. La fel și toată zona. Și la acest moment se desfășoară tot felul de activități în incinta cinematografului. Da, el sala de cinematograf, dar conferințe, festivalul Crizantema de Aur se desfășoară într-un ambient foarte plăcut la cinematograful Independența, dar pentru că și sala teatrului era micuță, la jumătate față de sala cinematografului. Așa că eu am mai postat zilele trecute și am spus că e cinematograful copilăriei noastre, unora dintre noi cel puțin, și așa este, pentru că n-aveai program la televizor, aveai 2 ore pe zi. Nu înfierez eu perioada aia, dar spun pare ciudat în acest moment. Dar spun care e realitatea. Da. Aveam program 2 ore pe zi și alea dedicate a ceea ce se întâmpla la momentul respectiv în România. Nu exista internet, nu exista nimic, da? Și mersul la cinematograful Independența era un eveniment pentru toată familia. Așa este. Dacă ne aducem aminte, eu mi-aduc aminte de perioada aceea și așa se întâmpla. Și mă durea inima așa, la modul cel mai sincer, să văd că se dărâmă. În sfârșit, acum arată foarte bine și toți cei care vin rămân plăcut impresionați și arată foarte bine și după un an și ceva de la finalizarea lucrărilor, ceea ce înseamnă că oamenii păstrează. De fapt, am și remarcat lucrul acesta. Atunci când lucrurile sunt noi, atunci când îți dau așa un sentiment de nou, frumos, modern, oamenii păstrează, ca și autobuzele. Da? Avem în momentul de față autobuzele Mercedes-Benz Citaro Hybrid pe care le-am achiziționat pe bani europeni. Și arată foarte bine, unele după 3 ani de la momentul la care au intrat în circulație. Ceea ce, din nou, mă face să cred că oamenii apreciază. Dacă văd că se fac eforturi, oamenii apreciază. Și erau foarte ușor de... A crescut și numărul de călători? S-a triplat. De la momentul la care am început să aducem autobuzele noi până la acest moment, numărul de călători s-a triplat.
Și până la urmă asta e normalitate, dar nu e suficient. Noi încă avem aglomerația interne în oraș, încă folosim în exces mașina. Da? Mai avem un proiect prin PNRR, este în licitație acum, să mai cumpărăm 21 de autobuze electrice în Târgoviște, ca să putem să oferim acel confort, și când spun confort nu mă refer numai la condițiile de mers, mă refer și la ritmicitatea curselor și la trasee, și astfel încât omul să fie determinat să lase mașina, să urce în autobuz. La 2 lei biletul în Târgoviște cred că e cel mai ieftin din România în momentul acesta, pentru că noi pe de o parte subvenționăm transportul, primăria Târgoviște subvenționează transportul local într-o anumită măsură, nu foarte mare, în schimb au scăzut foarte mult costurile dacă ne raportăm la faptul că toate autobuzele sunt în garanție, deci nu avem niciun cost pe ceea ce înseamnă reparații, da, sigur, sunt consumabile pe care trebuie să le punem, iar consumul de combustibil este mai mic, da? Că la o mașină nouă, la o mașină nouă nu ai costuri foarte mari de întreținere. Trebuie să-i faci ce trebuie, da? Să-i schimbi uleiul, să-i schimbi filtrele, să-i faci intervențiile. Dar și la autobuze lucrurile stau la fel. Am vorbit de proiectul cu transportul public. Este cel mai mare proiect din istoria municipiului Târgoviște. L-am finalizat. Ieri a venit Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia la vizita finală, ca așa, adică cel care ne-a facilitat accesarea de bani europeni. Totul s-a încheiat așa cum trebuie. În contextul în care, în afara autobuzelor pe care le-am achiziționat, avem și stațiile de autobuz, vom continua această modernizare a stațiilor de autobuz pe alte surse, pentru că vrem să le facem pe toate să arate așa cum arată stațiile de autobuz din anumite zone ale municipiului Târgoviște, că am avut 28 care au fost modernizate. Străzile care constituie culoare de transport din Târgoviște, care au fost modernizate tot pe bani europeni, pasajul de lângă PAFCOM, de asemenea, reabilitat, modernizat, tot pe bani europeni. De altfel, dacă stăm să ne gândim, am reușit ca în aproximativ 3 ani jumătate să reabilităm, cu excepția podului de pe șoseaua Mihai Bravu, toate pasajele și podurile din Târgoviște, am construit în plus și două noi. Și mă refer că a fost reabilitat pasajul dinspre Aninoasa, a fost reabilitat pasajul de pe Petru Cercel, a fost reabilitat pasajul de la Teiș, am construit lângă pasaj un pod nou, a fost reabilitat podul de la Valea Voievozilor și am construit un pod nou, o pasarelă de acces de pe noua stradă Cornel Popa pe Mihai Bravo. Cam asta am făcut în nici 4 ani. Și cred că sunt realizări care ajută comunitatea locală. Bine, vorbim aici doar de infrastructura rutieră. Numai de infrastructura rutieră. Am vorbit puțin și de transportul local. Am construit, discuta și despre infrastructura educațională, fiindcă și acolo au fost multe investiții. Și mă mândresc cu lucrul acesta. Singurele parcuri construite de la zero după 1989 în Târgoviște, și am redat târgoviștenilor cel mai mare lac din Târgoviște, care e de două ori cât lacul Chindia, și este vorba de lacul de la parcul de lângă complexul turistic de natație, plus încă 5 hectare de spațiu verde în zona respectivă, cu construcții pe numai 10% din suprafață, că aici am avut și dificultatea. Că spune, doamne, ați făcut aleile cam înguste. Păi, ideea într-un parc nu e să avem beton. Ideea e să avem foarte mult spațiu verde, da. și să respirăm, să simțim că, plus lacul, vom face și un debarcader. Acum, în primăvară, ne ocupăm să cumpărăm bărci, să construim un debarcader acolo, să fie un nou punct de interes pentru târgoviștieni. La fel și parcul de lângă Mol, de pe bulevardul Ferdinand. Nu au mai fost construite parcuri la acest nivel după 1989 în Târgoviște, iar cel de lângă complexul turistic de natație este al doilea ca și mărime după parcul Chindia. Infrastructura educațională... Ne puteți spune, înainte să trecem la infrastructura educațională, dacă sunt noutăți legate de pistele pentru bicicliști? Nu sunt noutăți. Suntem în obținerea de finanțări. Avem proiectele, în momentul în care se vor deschide axele de finanțare, vom și începe să lucrăm. Acesta e un subiect care va mai rezolva una din
problemele, că nu prea am avut piste de biciclete, sper să reușim și am convingere că vom avea piste de biciclete adevărate, nu din acelea marcate pe trotuar cu stâlpi și așa mai departe. Și acolo unde vom putea, vom separa hotărât strada, partea carosabilă pe care circulă mașinile de zona dedicată bicicliștilor. Da? Bun, vorbeam de infrastructură educațională. Da. Nu știu dacă putem vorbi, sau mi se pare că am pleonat, mi se spun prioritate zero, dar nu găsesc altă modalitate mai bună de a descrie. Este ceea ce ne-a preocupat, sau ce m-a preocupat din momentul în care am ajuns în fruntea administrației publice locale Târgoviștene. Da? Și asta reprezintă o constantă și ar trebui să reprezinte o constantă pentru orice fel de administrator unor treburi publice, până la urmă, așa vorbind lato sensu. Avem acum, prin PNRR și pe fonduri europene, proiecte fără precedent. Am reușit cu banii europeni să reabilităm școala Mihai Viteazu, școala Nimicroia numărul 3, școala numărul 13 Matei Basarab, de asemenea grădinița numărul 8, Brază de Soare. Lucrăm la școala numărul 6 și undeva, eu sper că luna viitoare, să reluăm în forță lucrările acolo după finalizarea acelor probleme pe care le-am avut la proiect. De asta am spus că sunt o grămadă de probleme, dar se lucrează acum și undeva la jumătatea lui aprilie. Oricum, în aprilie se vor relua lucrările acolo și nu le vom și mai... Și care este stadiul lucrărilor? Ca și... Cât ar mai fi ca și timp? După până la finalul anului facem tot ceea ce depinde de noi să finalizăm. Lucrăm la grădinița numărul 2. În acest moment lucrăm la grădinița din Priseaca. În acest moment lucrăm la școala Radu cel Mare. Vor începe lucrurile foarte curând la școala Grigore Alexandrescu. Avem licitații pentru grădinița numărul 3, de asemenea avem licitație pentru grădinița numărul 14, vom începe lucrările și la grădinița numărul 1, plus proiecte importante pe fonduri europene pe care le vom depune pentru Ioan Alexandru Bătescu Voinești, pentru școala 2, pentru Vasile Cârlova, cu ambele imobile. De asemenea, avem contract de finanțare semnat pentru Colegiul Economic, avem contract de finanțare semnat pentru Matei Voievod. Numai la Economic și la Matei Voievod ne apropiem de 100 de milioane de lei. Avem Parcul Chindia, la care am obținut toate avizele și așteptăm deschiderea liniei de finanțare ca să putem să depunem proiectul. Avem Șanțul Civalul Cetății, unde iarăși suntem în avizare la Ministerul Culturii. Am avut o ședință, am participat și eu la acea ședință pentru a încerca să determină, să se înțeleagă despre ce este vorba, pentru că eu sper că să luăm de data aceasta avizul, pentru că mi se tot trimiteau tot felul de fortificații de prin Noua Zeelandă și așa mai departe, ori nu era vorba de așa ceva. La Târgoviște, studiul istoric releva cu totul altceva. Mă rog, eu sper, vreo două ori a ținut discuția și eu cred că vom obține avizul până la urmă. Nimic mai important decât educația, să știți. Chiar dacă poate nu se vede așa imediat, chiar dacă eforturile sunt mari, dar nu e nimic mai important decât lucrul acesta. Până la urmă, este vorba de viitorul nostru, că aici este important, sau de aici rezide importanța educației. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă încurajăm să rămâneți conectați pentru mai multe informații și subiecte interesante. Urmăriți-ne pagina noastră de Facebook și abonați-vă la canalul nostru de YouTube pentru a fi mereu la curent cu noutățile și evenimentele prezentate de televiziunea Columna. Pace și iubire vă doresc!